În fața școlii Ion Crangă, zeci de măsuțe au devenit standuri de prezentare pentru jucării mai puțin obișnuite. Provocați de profesori, elevii au realizat din roadele toamnei mașinuțe, buburuze, aligatori, pitici și pinguini. Avem iepurași, magicieni, albinuțe din lămâie, pisicuță, lebădă. La masa noastră avem pinguini, avem cățel, pisică, maimuță avem, mai avem oi, arici avem, un clown avem. Noi am folosit fructe și legume. Dacă cei mai mari s-au descurcat singuri, cei mai mici au fost ajutați de părinți, dar rezultatele au fost pe măsură, la fel ca și distracția. Am făcut un arici, un șoricel și o mașină din vinete, ardei, mere și morcov. Mama m-a ajutat foarte mult. Pe mine m-a ajutat tata. Am făcut un vapor din dovleac și frunze, un aricel din măr și afine și un pătuț din cartof. Activitatea a făcut parte din programul pe care școala îl realizează în parteneriat cu grădinițele din cartier. Implicarea elevilor a fost una deplină, iar multitudinea de jucării a surprins chiar și pe profesori. Este o activitate dedicată Zilei Internaționale a Educației, în parteneriat cu grădinițele 33 și Draga Mea. Copiii noștri sunt foarte talentați și de aceea, ținând cont că avem niște activități în care și-au arătat îndemânarea, ne-am gândit să facem ceva și pentru a dedica toamnei și educatorului totodată niște lucruri minunate din legume, din fructe și deja uitându-ne la aceste lucruri, vedem că au depășit cu mult așteptările. Copiii de grădiniță care au venit să viziteze standurile cu jucării vesele abia s-au obținut să nu-și ia câte una acasă.